Din cercetele efectuate de poliții s-a stabilit că bărbații s-ar fi deplasat pe un fond de vânătoare situat în afara localității Argetoaia, unde ar fi împușcat un căprior pe care însă l-au abandonat pentru a nu fi depistați la fața locului de un pas de vânătoare. Căpriorul a fost ridicat de la fața locului în cauză fiind dispus să efectuarea unei constatări în vederea lămuririi stării de fapt. Totodată, în urma celor două percheziții, polițiști au găsit 12 arme de vânătoare deținute în baza permiselor de portarmă, precum și muniția aferentă a acestora, o parte din aceasta fiind deținută fără respectarea prevederilor legale din domeniu. Armele și muniția au fost indisponibilizate de polițiști în cauza cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de braconași cinegetic și nerespectarea regimului armelor și muniților.